Mie cel mai mult mi-a plăcut o săptămână altfel faptul că cineva a fost invitat care a văzut toată lumea și i-am putut pune întrebări cum a fost în țara respectivă sau atunci când a fost invitat cineva care studiază la facultatea de fotografie sau facultate, liceu și ne-a învățat cum să folosim camera de pe telefon. A fost super drăguț. Altfel, m-a făcut să mă simt bine. Mi-a arătat un alt mod de școală și că școala nu este doar teme, lecții predate de profesori și că poate fi transmisă în alt fel. Mi-a plăcut toate activitățile făcute, profesorii chiar și-au dat silința, deci ne-a făcut să ne simțim chiar bine. Am râs, am spus ghiricitori, a fost foarte frumos, din toate punctele de vedere. Mi-a dat o stare de bine și la sfârșitul săptămânii chiar am fost fericită că sunt la școală și că există această săptămână altfel.
mie, săptămâna asta mi-a plăcut foarte mult activitățile care le-am făcut. De exemplu, la română am avut un domn invitat să ne povestească cum este și în alte țări. El aproape a călătorit în tot universul, să spun așa. A fost super tare, am putut să-mi adresez câteva întrebări, a fost amuzant. La matematică am spus foarte multe ghicitori, a fost super interesant pentru că doamna, și credeam pe doamna să ne răspundă la ghicitori, să spun așa, adică doamna o băgam în ceață că nu știa să răspundă la de ghicitori. Am vorbit despre Anglia la engleză, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, deoarece ne-am și plimbat prin Anglia online, poate într-o zi să ajungem și în realitate, dar activitatea mea preferată a fost cu acel domn pe nume Mihai, care a venit la noi la clasă, adică cu noi, să ne povestească despre alte țări și alte chestii. Și mi-a plăcut foarte mult pentru că a spus că una dintre țările preferate este Grecia și aceea îmi place și mie foarte mult. Bună, am fost încântat de școala altfel, deoarece am avut câteva proiecte de realizat la câteva obiecte. La matematică am vorbit despre ghicitori. La engleză am vorbit despre Londra, care doamna ne-a pus să facem turnul Big Ben. Dar mi-ar fi plăcut să mă văd și eu cu colegii, să ne simțim bine, să vizităm anumite obiecte turistice în care am fi fost tare curioși și emoționați. Mie mi-a plăcut în săptămâna altfel, când a fost domnul Mihai, ofițer în Marina Civilă. Ne-a povestit pe unde a călătorit el și alte diverse amănunte interesante. Am mai făcut activități cu doamna profesoară Anca Bar. De exemplu, când a fost invitată o studentă de la artă fotografică. Ea ne-a explicat diverse amănunte despre manevrarea aparatului digital. O altă activitate interesantă a fost cea despre cum să ne stăpânim în public emoțiile.
Ne-a explicat cum să respirăm, cum să ne filmăm și cum să stăm într-o anumită postură. A fost o săptămână minunată. Vrem mai des așa ceva. Man.
Salutare! Eu vreau să vă povestesc despre ce mi-a plăcut în școală altfel. La engleză am discutat despre Londra, am văzut niște clădiri. Sincer să zic, mi-a plăcut foarte mult. La română am discutat despre țări, dar a venit un domn la noi și am discutat despre țări, mări, râuri și oceane și țara mea preferată este Germania. Mi-ar fi plăcut să merg acolo, dar numai că nu știu limba germană. Și ce mi-ar fi plăcut e să mă întâlnesc cu colegii la școală și să plec în diferite călătorii. Și mi-ar fi foarte frumos să mai ies cu niște copii la plimbări, cu biciclete sau cu alte chestii. Și la matematică mă distrez până în ghicitori. Am bombardat-o pe doamna de matematică spunând ghicitori și ea n-a ghicit. Mie mi-a plăcut foarte mult. Să aveți o seară bună. Adică trebuie o zi bună.